Gata, a început înregistrarea, bună din nou. Acum ne vom axa pe accesarea unei alte informații și te rog să spui despre această informație, responsabilul cu acest subiect. Vorbește un pic despre această investigație pe care o facem, când tu știi mai multe. Investigăm ciuperca ceaga. A fost e o ciupercă cunoscută în istorie, se consumă ca și aliment, e încărcat cu minerale și dar o rețetă care nu-i distruge ADN-ul a fost găsită întâmplător de o cunoștință de-a mea. A vizitat un muzeu unde exista o mumie înghețată. Și a fost, după ce s-a topit gheața, mumia a fost pusă în muzeu, dar avea un săculeț de ceaga în curea. Și mumia i-a transmis informația că ceaga trebuie prelucrată într-un anumit fel ca să nu-i distruge ADN-ul, ca să ajute corpul uman. Ce efect ar avea ceaga asupra corpului uman dacă metoda de prelucrare este bună? Tot ce aparține de informația cea acestei ciuperci ar fi interesant de aflat. Și mai e un proiect, această persoană vrea să reintroducă echilibrul natural al apei și ei are niște cunoștințe aici în Olanda care au un aparat care infuzează informația apei în picăturile de apă, tu cu această apă poți să uzi flori, pomi și crezi grădinile. Deci vegetația crește în mod natural cum ar trebui să crească. Au un proiect în Africa, vor să elimine foamea mondială prin ajutarea plantațiilor, adică să hrănești omenirea, să nu fie foamete, să nu fie chin. Cu această tehnologie ei infuzează picăturile de apă și pentru a ajuta celulele stem ale corpului. Aș fi curios să văd de unde e aparatul acesta care infuzează apa cu diferite informații. Cine a creat, de unde a venit, ce intenții au, e ceva benefic umanității sau ar trebui să iau o altă cale această persoană? Pentru intenția lui e foarte bună, de a ajuta oamenii, corpurile să se refacă, să se vindece. Apa se găsește peste tot în univers și pe planetă și e foarte important ce informații are. Cam asta ar fi, da, în scurt. Bun. Subliniem că nu are niciun beneficiu din asta și nu l-a pus cineva să investigheze. Nu, da. Deci trebuie să afle pentru el și pentru noi, bineînțeles, că este interesant. Bun, acum o să vă fac o scurtă inducție din nou, așa. Cineva nu are microfonul băgat, se aude întrerupt. Da, eu la un moment dat parcă și la mine s-a pierdut. Deci interferează foarte mult zgomotul. Da. Dacă tacem toți, o să vedem unde se mișcă. Gata, a încetat. Sara, cred că la tine s-a mișcat. Mă auzi? Da, la tine, să faci un scârțit. Cred că este... Măi, dacă are laptop de la bun, așa, ca să știți că laptopul ăla s-aerisește. Așa. Și nu ai ce-i face. Nu ai ce-i face la laptopul ăla. Asta este. Bun, haideți să începem. Faceți abstracție. Facem fiecare cum poate și când poate. Așa. Hai. Într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Am să încep din nou să-ți număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Cu fiecare număr pe care îl spun. 10. Ești mai adânc, relaxat, relaxată. 9.
Continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine, inclusiv sunetul acelui laptop. 8. Însă niciun sunet nu te deranjează în această stare de relaxare, chiar mai mult fiecare sunet. 7. Inclusiv sunetul vocii mele te ajută. 6. Să te relaxezi și mai mult. 5. Ești mai adânc relaxată, mai liniștită. 4. Ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. Este ca și cum cineva ar înregistra încă o dată cu alt device ceea ce facem noi. Așa simplu. Așa. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Dublează această relaxare și observă că te simți bine, că poți fi atent la acest subiect și că nu te deranjează zgomotele din jur, pentru că ele continuă să existe, dar noi existăm în punctul ăsta al conștiinței noastre, de unde luăm informații. Și acum o să număr de la 1 la 3, fiecare în bula lui de lucru din nou, protejat, 1, 2 și 3, vă identificați, da? Inspirăm și expirăm adânc, ne formăm bula de lucru. Și apoi ne conectăm cu informația despre ciuperca chaga. 1, 2 și 3. Vizualizăm în primul rând ciuperca în sine. Cerem informații despre ea. Cine dorește să înceapă? Vă nominalizez eu, uite, începe Găbița. Prima informație care mi-a venit a fost că numele nu-i complet. Da. Și că această ciupercă se numește Chagamaga. Așa. Așa mi-a venit. Da. Așa. Bun. Mai studiază dacă nu vrei să mai adaugi ceva. Cumva eu o văd cumva nedenumită complet, puțin asimetrică. Deci acționează și conform vibrație numelui ei, să înțeleg? Da. Asta am primit ca informație. Pentru că în 3D când rostești un nume, aduci toată energia, tot ceea ce este în legătură cu acea ființă, cu acea viețuitoare, cu acea ciupercă la o adică, așa, deci aduci în informația, eu aduci în planul ăsta. Deci dacă nu-i rostești numele întreg, este parte din informație este pierdută, da? Da. Bun, mulțumesc, Găbița. Adriana? E foarte încet microfonul, dă-l în jos. Așa. Mie mi-a apărut odată sub imaginea urechiușelor, ciupercilor numite urechiușe, așa pe un perete de munte, și a doua oară mi-a apărut ca o mânătarcă, sub forma unei mânătărci. Deci mi-a apărut amândouă formele, nu știu să spun da. Care din ele. Acum așa. Nu ne face să accesăm atlasul cu ciuperci. Nu, nu. Așa, da. Bun. Sara? Prima informație care mi-a venit și s-a repetat a fost sistemul nervos în creier terminat. Ca și un bliț de lumină prin sistemul nervos, prin glanda pineală. Pe urmă mi s-a arătat o celulă. Da. Ceva substanțe intră în acea celulă și în același timp se pune ca și o protecție
în jurul celulei, își protejează celulele. Ce este înăuntru? Mi-a mai venit informația că inversează decăderea, scurtarea telomerelor. Bun. Super. Cristi, e rândul tău să adaugi ceva. Vă mulțumesc la toți. Da, văd la nivel celular cum acționează ceaga. E ca și cum e o celulă și sunt niște, nu spin, niște pori în jurul ei și protejează. Cum intră în celulă acolo. Adică văd la nivel celular foarte burând. Da, alte informații, eu o vizualizez. Bun. Roxana, vrei să ne spui și tu ceva? Nu ești în hipnoză, am înțeles. Așa, bun. Uite, se întreabă Cristi ce efect are asupra corpului. Deci ne-a spus parte din efect, ne-a spus Sara, da? Așa. Deci și proiectul acela cu, deci că ea este pusă în anumite cantități ca să infuzeze. Și chestia alaltă, informația că o mumie avea la brâu această ciupercă uscată și a dat indicații. Trebuie să primi. Închide. Mă rog, să ne nu uitați să-mi dați adresa. Deci repetăm? Spuneți-mi, vă rog, de ce a fost transmisă informația de la mumie? Și cum? Și dacă informația asta are o cale curată, adică? De la sinele lui. Deci a fost de la sinele acelui om, da? Nu am mumiei. Nu am mumiei. Deci, practic, sinele lui i-a zis, uite, vezi și tu așa, știi lucrurile astea, dar acum ți le aduc aminte, ceva de genul, da? Deci nu are nicio treabă cu informația de la mumie, da? Bun. Căbița? Cumva, da, așa este. Informația primită ca și cum și-ar fi reamintit. Eu văd o reamintire a informației. Informația era acolo, dar a fost acel click. O fi fost și el mumificat cumva și i-a declanșat? Da, e ceva de... i-a declanșat acolo. Da, a fost ca un impuls. Da, ca un declic. Da. Așa, bun. Adriana? Nu ca un declic. Cândva el a participat la procesul ăsta de mumificare, deci îl cunoștea. A fost el... activ. Era corpul lui, asta e, sta să o luăm. Nu era corpul lui, el a participat la mumificarea, să zicem, a unui personaj important, chiar a unui faraon. Sau personaj important, în tot cazul. Și de ce îi trebuia la faraon, care nu este parte sufletească? Asta este evident. Ei se uită la, cum să spun, la corp, să-l păstreze. Să-l păstreze și atunci... convingerea ei că persoana aceea va reveni la viață peste un timp și atunci îi dau cele mai bune produse, cele mai bune informații. Și chestia asta, deci, fiind la brâu, deci oprea procesul de deteriorare a celulelor, să înțeleg, da? Da, era necesar. Deci era necesar în procesul de mumificare. Una din acțiunile astea sau din produsele care trebuiau puse acolo. Super, bun. Așa. Deci, până la urmă este bine să consumăm această ciupercă, da sau nu? Vreau să vă spuneți părerea pe rând. Fiecare cum vă dictează sinele. Sara, cu tine încep. În cantități mai mari are un efect psihedelic. Distruge neuronii, da, într-o cantitate mică, este neuroprotector, ba mai mult acționează în
glanda pineală și, cum am spus, contra scurtării telomerelor și protecția celulelor. Eu văd că este benefic, dar trebuie într-o cantitate foarte mică. Așa este, totul cu moderație, pentru că în cantitate mare deschide ceva pentru care conștiința aceea nu este pregătită. Și atunci apare clacarea, nu-i așa? Asta e un dezastru să mănânci mai mare de noi. Pentru că pentru că în primul rând cum să zic, deschide ceva, deschide la o frecvență înaltă și corpul fizic, deci omul, mintea, nu ar putea să reacționeze, să reziste, exact. Să spun. Da, să reziste, s-ar dizolva. Deci ar deveni din materie, ar deveni în forma de energie. S-ar... Și prima dată se distruge ceea ce ține. Adică, practic, vă știți că noi, practic, suntem sistemul neuronal. Restul e învelișul adiacent cu care reacționăm, da? În cantități mici este foarte benefic. Și mai are și alte substanțe care hrănește corpul fizic. Acum, ce efect are asupra pomilor și fructelor, nu pot să spun. Nu sunt acolo efecte. Poate protectoare, maxim. Bun, Gabița? Informația pe care am primit-o este, nu e nici benefic, nici nebenefic, depinde de experiența fiecărui suflet. Da, de credința pe care am spus în partea trecută de sesiune, de credința pe care o pune, da? Deci poate să fie ceva vindecător, poate să fie ceva non-vindecător, destructiv, poate să fie un placebo sau un nocebo, da? Depinde de conștiința și de forma prin care o accesează fiecare, da? Da. Adriana? Pentru creșterea plantelor, așa, o văd că prin procesul de osmoză, deci se pune în apă și se răspândește, deci în cantitate mică de apă, iar din cantitatea asta mică de apă, să zic 2 litri, așa, se poate pune mereu în apa florilor. Și pentru că și contează foarte mult și intenția cu care se pune, parcă o fortifică. Și atunci, într-adevăr, plantele cresc mai bine și florile. Adriana, așa, dacă eu mă duc la nu știu unde și iau o bucată de ciupercă, ești champion sau plerotus, ca ceva nu-mi vine. Da, și aia conține ceva. Și așa, dacă o pun în apă și o pun intenția, apoi aia acționează ca cel mai bun îngrășământ. Da, și ea conține, de fapt, ceva. Și ciuperca aceea și asta se multiplică, ca și când s-ar multiplica toate mineralele, toate vitaminele, tot ce e bun din plantă. Și acum, ca să stricăm un pic treaba, o să vă spun o informație, da? Practic, ciupercile, deci sistemul de micelii, da? Este rețeaua de transmisie aterii, da? Știm că sunt ciuperci subterane înăuntru care au legătură cu rădăcinile copacilor. Nu ne referim la plantele clonă, ci la cele într-adevăr reale, naturale, da? Așa, care au semnătură energetică și sunt vii din punctul de vedere al viului, așa cum îl înțelegem noi, da? Așa, bun. Dacă este un nod în această informație, cum să spun, mai important decât celelalte ciuperci. Adică dacă are puteri de transmisie, este în puncte cheie pusă ca în creația în sine de pe Terra. Dacă accesează o frecvență mai înaltă, unii sunt, deci fiecare cu rolul lui, chiar și noi, sufletele care suntem întrupate, fiecare avem rolul nostru, unul prelucrează, unul transmite, unul curăță, unul, fiecare avem rolul nostru.
Într-un mare, mare sistem. Suntem o rotiță a sistemului care se numește sursa primordială, fiecare dintre noi. Deci are un rol mai accentuat, mai... Cum vedeți voi lucrurile? Asta vreau să știu. Nu, mie mi se par că toate ciupercile au, au aceeași putere și contează investiția. Investiția, încrederea pe care o investim în, în ele. Bun. Dacă vrea cineva să mai adauge ceva. Cristi, tu de exemplu. Nu, nu. Așa. Bun. Vrea să știe apoi și dorim și noi să aflăm cum funcționează și de unde este aparatul și schema de infuzat apa, care poate să vindece semnătura apei, să eradice foamea în Africa, etc. Și cine stă în spatele acestui aparat? Adriana, vă numesc eu. Știu că sunteți obozit. Stai, că eram, căutam. Da. Nu, eram, da. Căutam. Și, într-adevăr, văd niște entități. Sunt niște entități. Mi-au apărut și zetanii, mi-au apărut și ființele de lumină, ca să zic așa. Și ceva reptilien, dar... Nu știu cum să spun eu, sunt mușchiulos, nu sunt, nu prea seamănă a crocodil. Au o formă mai mult umană, dar... Sunt mai finuți. Nu, mai zdraveni, mai puternici, mai mușchiuloși sunt. Și chiar și capul are un pic formă umană. Așa, ochii de reptilă, gura parcă e foarte mică, nasul de-abia tot așa micuț. Și se pare că ei sunt și, cum să spun, e ca un fel, încearcă să, să deturneze cumva atenția oamenilor și să-și pună multă încredere, multă speranță în acest aparat. Adică să joace rolul de salvator. Da, dar ca toate, da, dar ca toate aparatele va avea limitele lui și toate programele vor avea limitele lor. Așa. Bun. Acum o să vă întreb eu dacă cumva tocmai ăștia care au dat această informație, nu cumva ei au produs problema cu seceta în Africa. De obicei așa se întâmplă, da? Precum instalatorul care vine și se repară ceva și strică altceva ca să-l mai chem încă o dată, să-l mai plătești încă o dată, știi, anulăm de crem. Hmm? De ce i-au provocat și ei repar acum? Eu îi văd că au avut niște războaie, s-au războit între ei. Da, Sara, vorbești un pic mai tare, dacă poți. Eu văd că nu este același grup, este un alt grup care a provocat. Deci nu sunt aceiași, nu? Dar bănuiesc că au interese, da? Eu văd interesele altundeva. Mm-hmm. Unde e Sara? Ia spune-ne și nu. Dacă s-ar putea același aparat amplifica sau amplifica apa sau pune informația adrenocromului în apă, asta este interesul lor. Bun, foarte interesant. Așa, mai mult decât atât, în pragul așa zise, subliniez, anulând și de creăm, crize energetice mondiale, da? Așa. Plus că mai există informații că la un moment dat, deci alte zone vor fi distruse, nu mă conectez și nici nu, voi nu vă conectați la planul ăsta și nu-i dați energie, așa și că Africa în sine va fi un continent bun de locuit, da? Deci, până la urmă, face parte din planul ăsta?
Adică ei vor duce apă și vor face un loc bun de locuit acolo în, în Africa, pentru că au interes, mi-a spus Sara de adenocrom, de semnătura adenocromului, da? Populațiile pe acolo, deci sunt ori tribale și aliniate la credințele vechi, ori foarte mult la creștinism, unde, vis-a-vis de unde a văzut Adriana ființe de lumină, da? Deci au ei în plan așa ceva? Rulează trei proiecte, văd. Și anume, dacă vrei să le spui. Deci cel cu adenocromul, da? Nu, asta au trei grupuri. Da. E ca și o fermă de oameni, un fel de fermă de oameni. Și să fie izolate, deci trebuie să fie undeva în, în Sahara, da? Da, da. Ca și o oază mai mare. Așa. Să se simtă bine, dar totuși este o fermă pentru ei. Și poate vor să... Poate vor să schimbe și echilibrul puterilor, influenței entităților, da? Pentru că știm că anumite entități operează încă acolo, au câmp de operații puternice, de fapt pe toate zonele, de pe Terra operează anumite clase, deci într-o zonă au mai multă putere. Până la urmă este un război la nivel înalt, nu? Nu te mai auzim, Sara. Grupuri mai mici. Trei grupuri mai mici, văd. Bun. Deci, cu atâta putere, ei aș dori să, să fie pentru ei ferma lor de oameni acolo, izolați și să trăiască bine. Da? Asta văd. Și acum ce aparatul este super. Lucrează cu ceva vibrații benefice și acele vibrații purifică și apa. Și cu mai puțin de 1% cu ciupercă. E vorba de corpuri fizice, da? Ei vor să repare corpuri fizice, să se le pună într-o stare ca să le poate folosi, da? Și pentru adenoc și pentru celelalte lucruri, da? Bine, mulțumesc, Sara. Dacă vrea cineva să mai adauge ceva, Găbița? Eu ceea ce am văzut și am primit informații de la început este vorba de tehnologie arhonică. Dar sunt atât de voalați, cumva, parcă și-au ascuns și codurile. Dar ei sunt. Mulțumesc, Găbița. Adriana? Nu mai am altă informație. Cristi? Nu-mi vine nimic. Da, sunteți și obosiți, dragilor. Bun. Vă mulțumim. Acum închidem. Închidem. Vă rog să vă detașați de tot și de toate.